Deci avem aici, dragi oameni buni, o ciorbiță cu varză, cum făcea mai la izvoarea. Ia uite. Maria lui Badea. Mă știi, muma făcea, muma făcea ciorba asta, mama aia. Muma făcea. Bună să vă fie inima, dragi oameni buni, și bine să vă fie... Hai că, dubla 2. Bună să vă fie inima, dragi oameni buni, vreau să vă spun că suntem aici la gura focului. Numai ce servirăm un vin fiert, o să mai băgăm o oală de vin fiert acolo la gaura, la acolo în jar, ca idee. Să fac aici așa jumările. Avem aici cara la fumat. O să servim ceva pe haplea. Bine ați venit pe haplea, ca idee. Dați și voi un like puternic în cazul în care vă place conținutul în a le mânca. O să mănânc cu cine o vrea să mănânce. Pe o ladă din aia de ursus o tragem aici și mâncăm la gura focului tradițional. Pe spate se va auzi șunca care zi, jumările care fierb. Tati este aici, nu știu dacă e foame să mănânce cu mine. Dacă nu cu e foame, este invitat la masă. Să-ți invitat și voi să dați like puternic de tot. Să vedem ce aduce Amore, să facem așa o prezentare scurtă, că vreau să spun că am avut așa o parte zilele astea de vreo plus 40 de ore de pauză în ceea ce reprezintă a mânca. Că din punctul meu de vedere este bine ca din când în când să faci un fel de 40-48 de ore de pauză. Măcar o dată pe lună dacă faci... Dacă faci o dată pe lună măcar 40 de ore de pauză în ale mânca, ești foarte, este foarte bine pentru organism. Pentru stomac, pentru inimă, pentru ficat, pentru tot. Să nu mănânci 40-48 de ore, să bei doar apă și cafea, eu cred că e foarte ce trebuie. Mamă! Ce vă mai trebuie? Nimic. Nimic. Tate, nu mănânci. O cană de vin. Jecane. Să-ți dau un șocat? Carne, așa de pe cea. Dar am încălzit mai mult de usturoi. Da. Și mă era în casă. Eu vă zic că mă era în casă, dar am încălzit așa mișto. Stai în casă, în bocan. Ia-i tătăie. Când? Acum. Ce? Aia prinde culoare. Ia-ți-o un pic carnea de grătă. Ce-i făcă? Eu las. Ia zi, aaa. Uite si vei manca mici acum, ma, ca uite, uite ce-l scoate el. Aaa. Lasa-o pe carnea cuiva. Las-o, las-o. Hai de cap, nu-i ce-i. Aaa. Uite, da, e... Vei da de-și așa, uite. Aaa. Așa-s de vițel aici, uite. Să vede cât de vițel. Să regăt la tăiul. Ce le-a tăiul de faci așa? Da-i, la vețel. Ce le-a tăiul de faci așa? A? Ce avea de voi? Ia uzi. Povește-l. Ce avea de voi așa? Mă mai iei în drumbure de la. Așa de vițel? Care e asta? Da, da. Nu știu cum să iau osul ăsta. Îl las deoparte. Și o chem pe Amore să mi-l decurese. Că nu sunt văsat. Auzi cum? Auzi. Tati, ce face partea asta? Uitați-vă și vedea. Dă cu sare. Doamne, mâncați aștărpie. Zi, tataie. Bacă mai e la bătaie. Mă săturași de cotul ăsta. Te săturași de cotul ăsta? Erai cotul acolo? Deci avem aici, dragi oameni buni, o ciorbiță cu varză, cum făcea mamaia la izvoare. Ia uite. Maria lui Badea. Mă știi, muma făcea. Muma făcea ciorba asta, mamaia. Muma făcea. Am două. Tot timpul când mergeam acolo, plângea. Săraca. Plângea când ne duceam, plângea când plecam. Vorbi și eu cu femeile că vorbi și eu cu femeile să facă niște pâine reale casă. Vorbi? Bă, da, nu mâncai niște ăsta, niște zi, niște hiriană? Păi bag la fund, bag la fund. Asta e hirian tradițional ăsta, nu poți să pui mult că mori. Am pus-o, am trecut. Fai de capul meu.
Fai de capul meu cum pui gumuri. Tu ai învățat în Anglia mănânci cu lingura. Da, bă, nu-i de la. De la magazin. Asta e din grădina. Ia cu crean, ia cu crean. Ia să-mi se întoarcă, ia. Ia să-mi se întoarcă. Ia uite aici, felul 2. Felul 2. Muri. Cam micuț, dar... Muri și gata. Adevărul că am descoperit că dacă mănânci ciorbă înainte, faci digestie mai bine și te sunt și mai sănătos. Ungerea, ungerea. E vorba cu ungerea, tata. Mamă. Îți place? Îți place mult. E. E. E alte cale, alte. Vezi că faci multe curse, nu ți se pare că faci multe curse așa? Eu cu castrul nu mai bine mai scurt. Ia uite tati cum le scoate și le pune... Trebuie să le picoia prin fața camerei măcar, că se vadă. Prin fața? Să mai uită oamenii? Mai mă uit eu, că n-am băut de mâncare, mă uit și eu. Doamne, binecuvântează, Doamne, această masă. Oameni buni, veniți la masă, ceva proaspăt. Prospătură. 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 Uitați-vă ce am aici pe masă. Mama. Bădurăs. Da. Îmi plăcut ciorba asta mult. Mai ales că fu mâncată în aer liber. Ai observat că mâncarea în aer liber e mai bună? Luam și datule, că luam înainte când eram mic și mâncam pe ziar. Plecam cu căruța, cu calul și mâncam pe ziar cu ladial. Lucru. Exact, ne săturam altfel. Era și mult mai sănătos, nu, n-aveai gâtul, că aici picai jos, că de pe ziar. Nu de aia, nu de aia. Mâncarea la câmp altfel, e aerul. E altfel. E aerul, mâncarea la câmp. Una e să mănânci în același loc și alta e să mai mănânci în locuri diferite. Ia uite. Eu uite odată eu puteam să mâncăm de ăștia. Ia mănâncă. A? E drumul gata. Uite aia. Nu mai e. Aia cum o pusei? Nu mai e. Tot. Bă, și e proaspăt. Panamâne. Uite aia de vițel. Panamâne nimic. N-auzi, ia-și pe aia și mata să ai poftă de o carne de vin. Nu, na, băie. Vă aduc și o carne de vin. Bagi o carne de vin aceea? Hai. Mai bea o cerșcută de amicuță de vin. Mie nu trebuie. Dă ui una dintre masă. Dar bea una după. Zici că nu trebuie, dar luași? Ha? Cum e? Luară și caia aceea. Așa cu pasă de vițel? A zis să-mi dau la... Da. Ta de porc. La porcelușe. Cum nu gusti diferent de antele? Nu stiu. Ha? Zău ca stiu. Ia guste din ala, tata. Uite ala. Ana? Da, ai de sigur. Porc? Nu, ai de vițel, sigur. Guste din aia, să vezi dacă e aia tradițională sau nu. Ia. Așa are voie oasă mai. Are voie. Nu, las că nu-i mănâncă. Nu, voi uite. Ia. Ia mă, fata mea, na. Nu mai da, na. Totul necăzut. Na, bufie, na. Bă, da, mersă, bă, da, taie, bă. Mersă, bă. Mersă, bă. Un șpriț bun, nu? Nu pentru mine. Pentru mine, nu. Focul pe spate.
cum te încălzește. Adevărul e că știu că, că nu apreciez când trece aceea zăză. Dacă se uște închid 3-4 luni la bloc, să dor și de răță. Nu, treci. Ce duci prin parc, să stai prin parc. De unde? Unul cu altul. Uite, de exemplu, mata n-ai rezistat să treci la oraș. N-ai rezistat. Dar nu m-aș duce. Da. Aș căuta pe cineva să vină o dată pe zi la mine sau aș plăti să-mi aduc o mâncare la, pentru la 12 și aia aș mânca și seara. Cât mă costă, bă, că o dată sau de două ori pe zi și îmi face o porție de mâncare. Da, bă. Da. Face treaba. Ori, nu aș avea pretenție de să-mi dea... Care de vită sau de porc? E, care de vită, nu de porc. Mă, dar cum să face, spune la oameni, că virgulă, carnea de porc o mănânci la disc, o mănânci? Nu mănânc pe nici care. Dacă te fentăm, el are o problemă cu untura, nu vrea să mănânce cu untura nu nicio culoare. Nu vrea să mănânce el deloc. Nu vrea să mănânce cu untura. Nu. Dar când face la disc, rupe. Rupe. Și tot. Mici, și micii. Uite, acea arată la descărcare? Arată câtă baterie am, da. Dacă la telefon, nu? Da, da. Zâcânie la disc, rupt. Câte unul de ăsta? 20 de milioane. Ai. Zău. Și ăsta te înregistrează? Te înregistrează cât, cât vrei. Telefon. Cât vrei, da. Eu, te înregistrează când pui aici. Fă, băiete, bă. Bă, eu o să mă uit la imaginile astea din Anglia. Așa. Și o să-mi fie dor. Vă spun drept. Uite-o cum bagă zi, oala aia de vin, acolo zi. Sutuciuleț. Tradițional, uite de așa. Sutuciuleț. Exact. Sutuciuleț. Imagini șocante. Și aș face treaba asta. Cam vedeți, da. Sari. Acum unde zici că pune aia? Mamă, deci gata. Palim vinul. Aută-l cum iată fumul din el. Mamă. Mamă. Dar... ce mă dor picioarele, bă. Asta este, asta este cana mea? Da. Îl linciurești iară? Iară, bă. Ia. Probabil că e ca să... Ia îndreaptă-l. Îndreaptă-l la lumină. Să se facă. Nu mă ridicai de mult de aici și înțăpeni. Ce? Nu mai pun. Da, să fiarță, tatule. Ce? Să fiarță. Să fiarță, tatule. Cum îl știi dacă fiarță, mă? Dacă e fiert, se vede culoarea aia acolo. Se vede, tata, el. Ia uite-l. Ia uite-l, bă. Ia uite-l, bă, uitați-vă aici. Mama, Doamne. Mama, Doamne. Auzi ce cântă găinile. Cheamă cocoșul de la buci. Deci, mergi cu cana lua Amore. A luat Amorica? De unde știi? Vărsătorii ia? Eu nu știu ce zodie e. Bine că știi mă ta. Bine că știi mă ta. Eu nu le-am cu zodie. Pe-a mea o știu. Zodia mea o știu. Ia. Uite, să dai seama de unde e. Ia. Mama. Să nu te ardă, să nu te ardă. Hai de cap, bă, chiar tradițional, bă. Chiar tradițional. Ia uite cum arată, dragul meu. Uite cum arată, bă. Vinul fiert, Leo, vinul fiert. Așa moaie asta oasele, după ce beau cana asta, gata, sunt vin să mă culc. Eu nu știu cum știu să mai... Ce mai faci al de bă, gata. Îl lăsăm aici aproape de șubări. Este acald, uite. Aproape de tradiție aici. Care asta aici o lăsăm? Deci da, 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 la noapte, cine vrea să calească. Cine vrea să calească, sare gardul pe gol, dar nu o să fie postat videoclip la noapte. Bă, da, chiar aia. Asta da, bă, și masă, și vin, și... Zi, bă, ta e ceva despre masa asta. Ce? Două vorbe. Bei o gură de vin, da. Nu beau, bă! Dar despre masa asta, despre masa asta, zi, două vorbe. Vă așteptăm cu căprița. Mata, aveai vânat la mata? Nu. N-are voie. Am voie. E prescrisă, fapt, aveai de treabă. Nu, nu. Aveai vânat? Nu. E de meditare. E prescrisă, tot timpul mergeam la el, avea vânat, avea. Imediat te pribuneas. Ce te pribunea? Nu mai pușcă, nu mai e nimic, au trecut 5 ani. Activistul de pământ. La revedere. Ducă-să.
Nu mai e pușcă, nu mai ce să-ți mai iau? Pleacă, arată de ce să mă imbloază, bă? Că în România e cam e vorba despre asta. Eu sunt pe pielea mea piele, sunt de... Da. De cât sunt în România, sunt că statul român aproape că ia pierdut bom. Aia sunt eu. Și în Anglia, uite de exemplu, ce am pățit acum, amenzi. Se duce amore să parchează, dar nu s-a parcat bine. Ai văzut că am rămas mirat de faza aia la Carrefour, acolo când au venit aia, s-a parcat. Erau sute de locuri de parcare la Carrefour, la Cora, la Severin. Să parcăm poartă, mă, la intrare. Și intră înăuntru, mers. Ce? Era garșui. Garșui de anuși. În fine, erau oameni până la urmă. Oameni. Nu contează. Ce vreau să spun e că atitudinea. Să ducea amore să parca atâta pe două locuri de parcare. Nu veni amenda să o plătesc în 48 de ore, în 48 de ore. A întârziat amenda, a ajuns-o acasă. Când a ajuns să pac 100 și ceva, dacă un 200. Nu, 100. 100 parcă, 100 și ceva, da. Puteam să plătesc la 50. E, trecut timp să parcă iar tot acolo, veni alta acasă. Aia n-am avut noroc, am avut norocul. S-a parcat pe mamă și copil acum. S-a parcat pe mamă și copil, s-a parcat bine. Dar numai că nu am luat-o în calcul ca mamă și copil. Cu ce să cerți? Am luat-o lui aia 200 de revente. Și i-am spus, mie să nu mă... Mie, nu aveam copil atunci. I-am spus, mie să mă invii cu amenzi acasă. Ori te parchezi, ori te învârți două ore, ori te mai oprești la supermarket sau unde ai nevoie. Și te duci, și te duci acolo. Mie nu mă invii cu amenzi acasă, că nu ce să plătesc amenzi. Da. Pe de o parte, asta cu amenziile este a educa poporul. E deranjant rău de tot să vezi că sunt sute de locuri de parcare și tu parchezi în fața la Corla Severin. Bă, a parcat drept în fața, mai văd una cu X5, a parcat pe 3 locuri de parcare. S-a dat jos din mașină, o atitudine din aia de... Am avut și eu de-a face de-a lungul anilor cu oameni foarte bogați. Dar nu dădeau senzația că sunt. Adevărul e că un român bogat este într-un fel și un străin bogat este altfel, este... Vorba despre... Noroc, noroc! Este altă atitudine, altă educație. Ia uite ce au dat. Un român bogat și un străin bogat. O să ai parte să vezi, acum cele de urmează, da. O să ai parte să vezi ce înseamnă un străin bogat. Da. Ce înseamnă? Ăștia străinii bogați umblă cu pantaloni rupți în picioare. Pe ei și cu... Ai dat și rupți în picioare. Pe când un român care este la un nivel cât de cât, care nu trebuie supraviețuire, începe să-și harfe pe el. Ne scoate capul bine că... Spune că alea reprezintă, deci beșinile. Da. Omul nu poate dacă nu ține nasul un pic sus. E vorba despre o altă educație, cred eu că. Când eram eu mic... Pe noi ne educă mult manelele. Când eram eu mic și mă ceam la bâlci, îmi lua muma ochelari. Și stăm cu nasul pe sus, așa că ți-am gâmpit că ochelarii în jos. Deci stăm cu nasul... De la ochelari, poți și eu port ochelari și tu nu am de lea. Păi nu vine nasul în sus. Am nasul mai scurt. Păi da. Dacă e mai lung, îți vine mai pe sus așa. Păi da. Să stai mai așa. Da. Numai lucră pe urechi. Da, da, da. Bă, chiar e mare lucru. Ce trăie aici așa la o cană de vin cu tati și la o masă cu tataie, chiar... Chiar e frumos. Îți spun tataie dacă bei. Vezi ce spun tataie? Tataie nu o lasă să bea. Zice că copiii lui niciodată n-au beut în fața. Te spun tataie dacă bei. Zău. De când vine acum te spun. Păi la noi, la țară, femeile... N-aveau voie. Nu. Nici permis n-aveați voie. Păi dacă stăm să ne gândim pe timpuri... Voi nici măcar deasupra n-avea voie să stea femeia. Nu. Da. Adevărul ăla e. Bă, să mai pun o cană. Prea-i bun. Pure. Ia și mie o cuțită, mă dă picioare mele. Să-ți culeți ciocă, ne-l auzi. Își vorbește, dacă mă nu poate să mai vină. Ia să zicem asta, ce scrie masă, vezi, ne-ai scrie. Lasă-mă că nu mai vine, lasă că faci. Lasă-mă că n-are treabă. Nu e dacă vrei să spun asta. Îmi place cu aia lângă foc. Bă, dacă vă-ți plăcerea de a mânca lângă foc. Hă? Dacă a fost plăcerea de a mânca lângă foc. Nu intră la fel mâncarea ca și acolea. Dragi oameni buni, eu vă mulțumesc pentru atenție.
Sper că v-a plăcut timpul petrecut împreună. Dați un like puternic, vă urez niște sărbători liniștite, grijă de voi și de trupurile voastre. Stimă vouă!